Cielo, Bernard și Dressel. Are al 10-lea rezultat în istorie în această probă. 47-13, David Popovici, pe culoarul al 4-lea, marele favorit. Pe 3, Edwards, pe 5, Gruse. David Popovici pregătit de Adrian Rădulescu cu un personal best în semifinală, după ce reușise să corecteze recordul mondial de juniori în calificări. Campion mondial la 200 de metri liber. Ar fi o dublă absolut excepțională pentru natația mondială. O dublă pe care un singur om a mai reușit-o la campionatele mondiale. Hai, David! Start în această finală. Toată România este cu ochii pe David Popovici. Timpul de reacție, prima lungime de bazin. David Popovici a întors al 4-lea în semifinală, dar a câștigat entuziasmat David Popovici pe culoarul al 4-lea. Primul este Edwards. Edwards, Popovici al 2-lea și Gruse pe poziția 3-a. Popovici și Edwards. Asta este lupta. Popovici pe culoarul al 4-lea. Nebunie în bazin. Popovici și Edwards. Edwards are un ușor avans. Popovici are a doua jumătate de bazin foarte. Popovici este al 2-lea. Francezul Gruse este primul. Hai, David, ultima lungime. David Popovici este campion mondial! Este campion mondial! Victorie uluitoare pentru David Popovici. Medalie de aur în cea mai importantă probă a natației mondiale. Iată, 47-58, rezultatul. Extraordinară performanță pentru David Popovici. Aur la 100 după ce reușise aurul la 200 de metri liber. David Popovici este cel mai important notător la această ediție a campionatelor mondiale de la Budapesta. Primul om care reușește după 1973 o dublă în această într-o ediție a campionatelor mondiale. Dublă 100-200. David Popovici cu un finish absolut uluitor reușește să câștige. David Popovici 47-58. Următorul, Maxim Gruse, 47-64. Și la o zecime și trei sutimi, Joshua Edwards. Podiumul este România, Franța, Canada. David Popovici, omul zilei și omul mondialelor. Iată ordinea, David Popovici cu primul titlu obținut de natația românească în această probă la băieți.